Magistrale de gaz, apă sau stâlp de curent sau în calea autostrăzii Transilvania, deși în 6 luni tronsonul dintre Turba și Gilău trebuie terminat. Darea în folosință depinde de nodurile rutiere, care nu pot fi construite din cauza rețelelor de apă curent și gaze. La Gilău a început construcția primului nod rutier al autostrăzii Transilvania. Nu se poate progresa la această lucrare din cauza liniilor de înaltă tensiune, le vedeți în spate. S-au făcut 3 stâlpi, fundațiile pentru 3 stâlpi, mai este o fundație pentru un stâlp, dar urmează ca până în 10 august, când obținem și pauza de tensiune, să facem și această deviere. Potrivit Bechtel, autoritățile ar fi trebuit să mute 38 de utilități până în primăvara acestui an. La 8 dintre ele, lucrările nici nu au început. Numai la Gilău trebuie mutate 9 rețele de telefonie, gaz, apă și canal. Prin protocol, toate utilitățile ar fi trebuit mutate până la 30 aprilie. Deja suntem în iulie. Fiecare zi de întârziere înseamnă intrarea noastră cu o zi mai târziu pentru începerea lucrărilor. Realocarea acestor rețele pe traseele noi, care să nu încurce construcția la pilonii de la autostradă, pică sarcina constructorului. Din datele pe care le am această oră, chiar ieri am fost pe teren, rețelele sunt în mare parte realizate. La cea mai recentă vizită pe șantier, Emil Boc le-a promis clujenilor că de Crăciun vor putea circula pe cei 42 de kilometri de autostradă între Turda și Gilău. Reprezentanții Bechtel au un mic amendament, doar dacă nodurile rutiere care depind de relocarea utilităților vor fi finalizate.